acestui campionat de fotbal, i-aș ruga pe cei mai gălăgioși să facă un pic de liniște. Eu anticipez bucuria lor, dar totuși ar fi cazul să ne ascultăm unii pe alții. Da? Mulțumesc! Pentru cei care nu știu foarte multe despre Liga Prieteniei și sunt astăzi aici pentru prima dată, aș vrea să le spun că este un fenomen mai amplu care a plecat de undeva din București. S-a răspândit la nivel național. În momentul de față, această competiție are și evenimente internaționale. Ideea a aparținut unui judecător bucureștean care a profesat o perioadă în Giurgiu. În momentul de față, el a reușit să aducă această competiție la nivel internațional. Ne bucurăm că la Giurgiu a fost primit cu mare deschidere și se pare că ne aflăm deja la a doua ediție. Dacă în prima ediție am avut 16 echipe care s-au înscris în această competiție, în a doua ediție au fost doar 12, din motive organizatorice, pentru că a avut o formă de campionat, o formă ceva mai amplă. Premiul Fair Play. Din acest motiv vom începe cu jucătorul care s-a dovedit a fi Fair Play. O să-i înmânăm premiul și o să-l felicităm pentru că nu a fost doar jucător Fair Play, s-a dovedit a fi, a dat dovadă de această atitudine chiar și din poziția de manager. Este vorba de domnul Ionel Bicu, manager la echipa Forest. Bicu, manager și jucător, aplauze, vă rog! Și ținem să menționăm aici faptul că a avut o misiune destul de grea cu proprii jucători. Trecem la echipa Fair Play. Deși s-a clasat foarte jos în clasament, merită acest premiu pentru că a fost singura echipă din acest campionat care a reușit să nu primească de-a lungul competiției nici măcar un cartonaș de nicio culoare. Dovadă a atitudinilor de sportiv, le oferim premiul echipa Fair Play celor de la CEL, Consiliul Elevilor Liberali. V-aș invita alături de noi. Premiul dumneavoastră este ceva mai special. L-aș ruga pe capitanul, reprezentantul echipei, să vă arate ce premiu a primit, în afară de diplomă. Un cec de 100 de euro, pe care probabil că îl vor cheltui împreună. Până să ajungem la capitolul fotbal, trebuie să ne gândim că o echipă funcționează întotdeauna foarte bine când are în frunte un manager de calitate. Un manager de calitate, am considerat noi că s-a dovedit a fi... E adevărat, a fost un pic mai dificilă decizia, pentru că, dacă stăm să ne uităm așa, a fost o competiție frumoasă și toți managerii și-au făcut datoria. Motiv pentru care ne-am gândit oarecum să împărțim premiile și să oferim câte ceva fiecăruia. Premiul de data aceasta îl primește managerul echipei Amicii, Vlad Mezaroș. Felicitări!
spectacolul, motiv pentru care trebuie să premiem de fiecare dată și ce este spectaculos. Cel mai frumos gol! Am înțeles că au fost foarte multe în această competiție, motiv pentru care decizia s-a dovedit a fi una dificilă. Cel mai frumos gol însă am considerat noi că îi aparține unui membru din echipa care a câștigat ediția trecută campionatul, adică echipa Salvatorii, este vorba de Alexandru Tonică. Felicitările noastre! Și ca să nu se ducă prea în spate totuși, până astăzi de dimineață, golgheterul acestei, acestei competiții era cineva. În urma primului meci care s-a disputat astăzi, golgheterul s-a schimbat, pentru că s-au mai adăugat niște goluri. Motiv pentru care a trebuit să ne reorientăm și noi în privința premiilor. Dacă până astăzi de dimineață golgheter era Antonio Matache, în acest moment, după meciurile disputate astăzi, golgheter este același Alexandru Tonică de la echipa Salvatorii. Unul pe care l-am lăsat pentru final, pentru că este vorba de premiul pentru cel mai bun jucător al competiției, indiferent că e vorba de portar, atacant sau apărător. Motiv pentru care îl chemăm astăzi alături de noi pe cel mai bun jucător al acestei competiții. Este vorba de jucătorul din echipa Asociația Romi Giurgiuveni, Antonio Matache. Felicitări și aplauze! Felicitările noastre! Orice eveniment de amploare are nevoie de o echipă de organizare. Cred că înainte să trecem la locurile pe care le așteptați de când ați ajuns aici, ar trebui să ne gândim și la cei care au fost zi de zi la teren, indiferent de vreme, indiferent de treburile pe care le-au avut pe acasă. Aș vrea să începem cu capitolul asistență medicală, pentru care trebuie să-i mulțumim înainte de toate, doamnei asistente Amelia Stănilă. Felicitările noastre! Dar cel mai mult, de fapt, și de drept trebuie să vă mulțumesc dumneavoastră pentru această seară frumoasă. De fapt, să vă mulțumesc și pentru parcursul Ligii Prieteniei, pentru faptul că ați fost alături de noi, de echipa de organizare, ați fost alături de Asociația Uniți pentru Giurgiu în acest proiect. Pentru că, așa cum știm cu toții, nu este ușor. Fotbalul este un sport, până la urmă, de contact. Este un sport frumos, este un sport interesant, însă niciodată nu a fost lipsit și de, să zicem așa, anumite incidente. Însă eu vreau să spun că mă bucur foarte mult pentru faptul că ne aflăm astăzi aici la ediția a doua. Vă pot spune cu siguranță faptul că am luat hotărârea să mergem mai departe, să continuăm parcursul Ligii Prieteniei. Așa că din luna septembrie, mai exact de pe 5 septembrie, vom da startul ediției a treia a Ligii Prieteniei. Să începem cu podiumul, zic. Locul 3! Locul 3! Așteptăm alături de noi toți jucătorii de la echipa Energia Remuș. Felicitări, aplauze, vă rog! Să te simtă pe podium, aplauze! Locul 2. Cei care au fost la o aruncătură de băț de locul 1, zicem noi, cei mai aproape, nu? S-a întâmplat? Da? Am înțeles, am înțeles. Asta e dovadă de fair play, nu? Înseamnă că o să-i aplaudați primii și cel mai tare, nu? Invităm alături de noi echipa Forest Picu.
spus aplaude, trebuie să revină mie onoarea de a-i felicita prima și de a-i invita alături de noi pe cei care s-au dovedit cei mai buni ai acestei competiții, cei mai buni fotbaliști, cei mai în forță, se pare că mă ajută colegul. Să invit alături de noi pe cei mai buni a ediției a doua a competiției Liga Prieteniei Giurgiu, echipa Asociația Romii Giurgiu Fan.